o dimineață ca oricare alta. Îmi savura micul dejun când Amalia a început să vorbească despre căminul de vârstnici unde lucrează. Paul Vasilescu, colegul meu de liceu. Fiecare cu norocul lui în viață. Uite, eu am avut familie, am o familie perfectă. El a rămas singur, a avut un accident. A ajuns la voi și, într-adevăr, de câte ori mă duc acolo, îmi spune că este perfect mulțumit, de plin mulțumit. El nu e într-un azil de bătrâni, într-o casă de nu știu ce, este, cum i-ai zis? Da, da, la centrul de asistență socială, unde se simte foarte bine, datorită tocmai acestui mare proiect și datorită fondurilor europene, bunicule. Da, până la urmă depinde foarte mult de el. Sigur, sigur. El se simte acolo ca într-o familie, bine asistat medical, impecabil. Pentru el este o nouă viață. Bineînțeles că aveam de gând să-l vizitez pe Vasilescu. Trecuseră doar atâția ani de când nu l-am văzut și am citit în ziare că aceste așezăminte s-au reabilitat cu fonduri europene. Iar acum condițiile de viață ale celor de vârsta a treia sunt cu totul deosebite. Planurile sunt planuri, iar realitatea este cu totul alta. Nici nu mi-am dat seama când Amalia a primit un apel că buna ei prietenă, Tamara, a avut un accident și este internată în spitalul din Sfântul Gheorghe. Imediat ne-am decis să o vizităm. Din fericire, accidentul a fost unul ușor, iar echipele de intervenție, acest smurd fără de care uneori supraviețuirea ar atârna de un fir de ață, și-a făcut din plin datoria, cu adevărat o intervenție rapidă și salvatoare. Și din câte am auzit de la cei care au fost acolo, cu echipamente ultramoderne, luate tot pe fonduri europene. Știam că la spitalul din Sfântul Gheorghe încă se fac lucrări. Și chiar dacă este vorba de fonduri europene, construcțiile sunt tot construcții. Am fost pur și simplu uimit. Într-adevăr, unele secții sunt în renovare, dar acolo nu pătrund pacienți. Iar în cele reabilitate, extraordinar, parcă eram în plin serial spitalul de urgență. Aparate ultramoderne, curățenie și ordine, medici competenți și mai ales bolnavi care stau în condiții de confort și care știu că se fac eforturi pentru însănătoșirea lor. Ce mai e? Am lăsat-o pe Tamara pe mâini bune. Și ce ziceați voi despre școala voastră? Arată foarte bine de când s-a renovat. Și școala unde am învățat eu, Colegiul Bertrand Gabor, se renovează cu fonduri europene. Și va fi foarte frumos. Poate să mergem să o vizităm. Sigur. Nu cred că am mai văzut vreun fost elev mai mândru de școala lui cum este Zoli. A dus-o pe Oana pe toate coridoarele, i-a arătat sările de clasă vechi, i-a arătat noile dotări, totul. Parcă era din nou copil. Cum am spus, aici este liceul meu, este un liceu foarte vechi, care acum se renovează și va fi foarte frumos. Super, ce interesant, mă bucur foarte mult că pot să-ți vizitez fostul liceu. Și ne-a uimit apoi cu povestea despre noua directoare care poartă o ținută foarte apropiată de ținuta elevilor, ca și cum uniforma școlară ar fi un caftan domnesc. Ăsta da un exemplu pentru mai tineri școlari. Spuneau oamenii cu care am mai vorbit de ca bătrânii pe stradă la o plimbare, că acum școlile au beneficiat de multe fonduri și că s-au cheltuit sume importante pentru investiții și dotări. Educația este șansa României și chiar dacă mai sunt multe școli vechi, nereparate, finanțările europene reprezintă soluția pentru creșterea calității în învățământ. Până la urmă, dar numai a doua zi, am ajuns și la Vasilescu. Ce face, domnule, băiatul ăsta? Parcă întinerește. Ce cămin de bătrân, ce azil, frate, ăsta parcă e hotel de lux.
condiții de cazare excelente, oameni destinși, chiar dacă au trecut de mult de vârsta la care jucau șotron, și dotări de excepție în camere. E, așa, da. Rezultat vizibil și palpabil al investițiilor din fonduri europene Regio. Nu m-am putut abține, mai ales că erau de față și câteva distinse doamne, cărora am vrut să-l arăt că prietenului Paul nu sunt niște oarecare și am jucat o partidă de șah cu bunul meu prieten. Atât de bun că, până la urmă, poate din nițică invidie că are o așa companie, l-am învins. Dar Paul nu se supără.